Inspectoratul pentru situații de urgență Suceava a transmis că în urma fenomenelor meteo periculoase de duminică după amiază, pompierii militari suceveni au intervenit pentru localizarea și lichidarea două incendii, care au izbucnit cel mai probabil din cauza unor trăsnete directe. Prima misiune a avut loc pe raza localității Vadul Negrilese, unde a ars o șură pe o suprafață de aproximativ 85 metri pătrați, dar și circa 10 tone de fân. Deoarece gospodăria se afla într-o zonă izolată, inaccesibilă autospecialelor cu apă și spumă, pompierii militari de la Garda Gura Humorului au parcurs aproximativ un kilometru pe jos și au lichidat incendiul cu mijloace de primă intervenție. La a doua misiune, pompierii militari sireteni, împreună cu lucrătorii specializați din Grămești, au localizat și lichidat un incendiu care a afectat acoperișul unei ane se gospodărește pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați. Incendiile au fost lichidate în limitele găsite și, din fericire, nu s-au înregistrat victime.